Salut, sunt Bogdan și sunt bucuros să vă regăsesc în cadrul spațiului virtual al Centrului Cultural Art for All. Astăzi îl avem alături de noi pe Ionuț Bogdan Ștefănescu, un prieten vechi, un prieten moștenit din tată în tată și unul și altul. Tații noștri au fost prieteni, cumva noi ne-am regăsit acum de curând prin intermediul unui alt prieten. Ionuț este profesor universitar la Universitatea Națională de muzică București, este poet, scriitor, compozitor și solist al Filarmonicii George Ionescu din București. Aș vrea să intrăm în povestea noastră de astăzi cu ajutorul unui soi de racord aproape cinematografic, aș zice. Cumva noi ne-am regăsit prin intermediul unui prieten care ne este foarte drag amândurora, Mircea Dumitrescu, care a stat pe scaunul ăsta acum câteva zile. Și vreau să te întrebăm, pentru prietenii noștri care ne privesc, și să știi că nu sunt puțini, sunt oameni care sunt interesați de lumina artelor și a culturii în general, povestește-ne și nouă cum ți-ai lămurit problema sensurilor vieții tale, pentru că nu e simplu deloc. Nu e și, sincer îți spun, deocamdată Nu m-am gândit să mă gândesc la sensul vieții mele. De ce să fiu, eu știu, ipocrit? M-aș bucura la un moment dat să mi-l dezvălui alții. Adică să las cumva niște urme pe drumul ăsta pe care am tot, sper eu, urcat. Foarte rar sunt mulțumit de ceea ce fac. Pentru mine, de fapt, aceasta este condiția progresului în artă, în interpretare. Pentru că orice mulțumire de sine duce la plafonare, cred eu. Ăsta este un sens. Adică, dacă așa ai vrea să traduc sensul vieții mele, dar sensul, eu traduc, știi, sensul gestului meu artistic este să întotdeauna să impresionez publicul. Dacă ai puterea asta să intri în sufletul omului și să rămâi pentru o perioadă acolo, să te țină minte, să mă văd cumva, dar numai câte o picătură, pentru că nu am urmărit niciodată asta și, din contră, încerc atunci să fac cumva să-i dezlipesc de mine, câte o picătură în fiecare dintre studenții mei. Deci, prin asta, tu poți dăinui. Așa rămâi nemuritor. Referitor la ce spuneam, mi-a venit în minte niște vorbe al Blaga, care erau foarte frumoase. El spunea la un moment dat, citesc din memorie, tot ce ne este dat, știm că tot ce ne este dat pe acest pământ este să luminăm cu floarea noastră de mâine un colț de pământ. Cumva cred că ești pe acolo și tu. Muzica e o făclie. Ai trăit în lumina unui mare actor. Toată lumea știe că Eusebiu Ștefănescu este tatăl tău, dar pentru cei care nu știu, mai spunem o dată. Și cumva, probabil, din radianța luminii lui, era unul din, poate chiar cel mai bun recitator al nostru, cumva ai rămas cu această, da, acest stigmat al poeziei. Și ce bine! Adică, știi, inocularea asta a poeziei este fantastică pentru viața fiecăruia dintre noi, de fapt. Poezia, pentru mine, înseamnă muzică. Și nu numai mi s-a inoculat cumva, apropo de faptul că era un recitator fantastic, cumva ritmului, felul lui de a rosti poezia, care mie îmi marchează scrisul. Sigur, și era unic. Îl recunoștea imediat. Imediat. Da. Și prin el, prin tatăl meu, prin faptul că am făcut un spectacol împreună când eu aveam 14 ani, am urcat pe scena Teatrului din Ploiești, unde el a regizat un spectacol cu poezia pe care Nichita Stănescu i-a scris-o lui, a dedicat-o și a scris-o special pentru acel spectacol, se numea Frunză verde de albastru.
Și de la 14 ani, eu cu tatăl meu am realizat 10 de spectacole împreună, dar am și participat împreună cu el și nu numai cu el, alături de alți mari actori, la tot felul de spectacole de muzică și poezie. Așa se face că am stat pe scenă cu Gheorghe Cozurici, cu Ovidiu Iuliu Moldovan, chiar și cu Ion Caramitru, cu Leopoldina Bălănuț, am făcut spectacole. Tatăl meu cu Leopoldina și cu mine, în trei. Atunci, cum să nu fii bolnav de cum poezie? Cum să nu fiu bolnav de poezie și de, cumva, de rostirea asta și înțeleaptă, dar și barbară, știi că el avea teoria, domnule, oralitatea poeziei, trebuie să o... și decantarea cuvântului, gestului. De când am împlinit 50 de ani, am simțit așa, parcă am ieșit din garanție, știi? Dom'le, obosesc, toate mă dor, nu mai văd cum trebuie, nu mai am probleme, zic, nu se poate. Că eu, parcă mă simt tot ca la 20 de ani, da? Dar lucrurile încep să dea semne și mă sperie faptul, nu vreau să obosesc, nu vreau să mă las, nu vreau. Eu tot timpul caut și mă mulțumește, știi, travaliul ăsta pe care aș vrea să-l fac, de fapt, zilnic. Am senzația că se îngustează drumul, știi, că mai e puțin, mai vreau timp, mai vreau. A trecut totul așa de repede? Și cum, domnule, stai un pic, am ajuns la 52 de ani. E zăpăcitor, cumva. Aș mai vrea 52. Prietenia face parte și ea din sensurile majore ale vieții? Eu am prietenii aici. Așa, pentru ei m-am întors, de fapt, din America, unde aș fi putut să rămân și să studiez mai departe, să fac, apropo, un doctorat acolo. Ce am trăit eu prin tatăl meu, ce lume am cunoscut, și prietenii mei, artiști din generația mea, nu? Au fost cu toții un motiv esențial de a mă întoarce. Mircea însă are vocația prieteniei, clar. Este un om, probabil că forța lui, de fapt, artistică, stă într-o anume... generozitate. Puritate, mai întâi, pe care îi dă gestul ăsta artistic. Vezi, el vede esența, el vede lucrurile primordiale. Omul ăsta nu poate gândi subversiv. El nu e între două, între Ciocan și Nicoval. E mereu în lumină. E tot timpul în lumină. Și bunătatea asta e următoarea treaptă, e cristică, domnule. El dăruiește cu o liniște fantastică lucrările lui. Și nu, eu nu vând bătrâne, nu. Dacă i-a plăcut de cineva, nu-l cunoaște, îi dă cu tot dragul. Și toate astea se revarsă în opera lui. Deci bunătatea asta și vocația asta a prieteniei și întotdeauna a coagulat în jurul lui niște oameni de o valoare inestimabilă, aș putea spune. Codul ăsta declanșator e bătrâne și te bagă în realitatea lui magică, în clipa în care ți se adresează așa, deci te primește la masa care lui. E moștenire directă de la Nikita. Eu am fost acolo, în casa, da? Lui Nikita, și eu am fost, că mă ducea tata. Așa l-am și cunoscut pe Mircea, când eram noi foarte tânăr și el foarte tânăr, și stăteam acolo și Nikita avea chestia asta, bătrâne. Bătrâne cumva te includea în tot. În tot, și, da. Ca să zic așa, podul peste timp e Mircea, care în momentul când ne zice nouă bătrâne sau bătrânele, de exemplu... Da. E clar că te-a acceptat și suntem cumva în lumea lui. În lumina lui. Da, și poți să... și stă de vorbă cu tine. Cum ești tu acum? Cum ai trăit tu această pandemie? Cum ți-a fost? Cum ai trecut-o? Am înfrânt-o, zic eu, în cele din urmă, fiindcă, așa cum am prezis din primele zile când mă sunau, de exemplu, de la Radio România Cultural sau Muzical, să spun câteva vorbe despre ceea ce se întâmplă cu noi, spuneam eu la vremea aceea că, după părerea mea, cu toții simțim parcă că
am fi avut nevoie de o perioadă de acalmie în tumultul programului pe care îl tot susțineam de ani și ani buni și poate că, iată, nu e rău că acel lockdown ne mai domolește un pic adrenalina cu care ne obișnuisem și mintea și sufletul, dar spuneam atunci că cu siguranță va veni și momentul în care artiștii de prea multă liniște, tăcere, se vor isteriza. Și așa a și fost. Păcătosul ăsta de virus, în care, iată, multă lume nu crede, deși pe mine, sincer vă spun, m-a marcat enorm această perioadă, pentru că am pierdut prieteni, am pierdut mulți cunoscuți, oameni valoroși, oameni care unii dintre ei mi-au marcat existența, prietenia, viața de zi cu zi, dar și oameni pe care i-am întâlnit mai rar, dar indiferent, este groaznic și nu ai cum să nu te înspăimânți și să nu cumva să intri în rezonanță cu această suferință ca artist. Ce credeam eu însă la vremea aceea, când începuse să se configureze spectrul acestei pandemii, credeam că iată un moment în care cu siguranță mai ales scriitorii vor profita și vor scrie foarte mult, pentru că în general nu arta, după părerea mea, capătă consistență în vremuri tulburi, complicate, dureroase chiar. Arta vine din suferință. Și am crezut, gândindu-mă și la mine, că voi scrie. Nu am putut, parcă aveam clăbuc în creier. Nu puteam să înseilez nimic, absolut nimic. Nu a fost benefică deloc acea perioadă de stat în casă și nici după aceea m-am urnit greu. Deși la facultate totul se făcea online și parcă nu mai aveam forța, puterea să mă duc să-mi întâlnesc studenții pe viu. Era și acea teamă îngrozitoare că oricând și oricare dintre ei putea să aducă virusul în clasă, cum s-a și întâmplat. Am avut atâția studenți care au luat virusul, dar cel mai grav pentru mine a fost că l-am luat eu la un moment dat, în repetițiile pe care ne bucuram cu toții că le facem în timpul festivalului Enescu. M-am chinuit groaznic, am înfrânt acest virus, dar cu niște plăți foarte dure, pentru că acum abia am văzut ce înseamnă de fapt să, după o pauză, să, acum să vrei să urci pe scenă, să vrei să îți începi activitatea pentru care tu de fapt trăiești și găsești nu sens în viața ta, dar să nu o poți face. Atunci spune-ne cum stai cu resetarea, cu regăsirea ritmurilor normale de viață, muncă și creație. Ține până la urmă nu de puterea fiecăruia de a-și călca peste neputințe și frici și de a relua practic o activitate atât de tumultoasă cum e cea a artistului interpret. Deci dacă ești o fire, cred eu, mai depresivă, e foarte riscantă această boală. Te poate nenoroci pe viață. Nimeni nu se gândește, vezi, la efectele. Unii o iau în râs acestei boli, știi? Zic că, trece, nu știi. Te afectează, cum te afectează, uite, și războiul. Ne întoarcem la ale noastre și uite la învățământ. Aș vrea să văd că din pandemie, noi, toți cei care conducem cumva destinele tinerilor în școli, am învățat ceva. Și folosim acest sistem online, nu? Pentru bunul mers
al învățământului și al, cum să spun, relației profesor-student. În sensul că din clipa asta, eu ca interpret, dacă sunt plecat într-un turneu, spre exemplu, pot participa online la un examen al studenților, care sigur că se ține pe viu, și atunci pot să le îmbin, pot să le fac pe toate. Ionuț, te rogi pentru ceva? Aproape seară de seară. Și da, mă rog în primul rând pentru sănătatea celor dragi mie. Da? Mamă, fată, soție. Neapărat o fac și eu cumva mi-am conceput așa, știi, o rugăciune și de mulțumire, așa cumva simt nevoia să mulțumesc pentru până la urmă viața asta frumoasă de care am avut parte. Am avut, știi, tatăl meu spunea, dom'le, de bine de rău am nimerit copil bun. Știi? Mereu arunca nada asta. Dar așa pot să spun și eu, știi, că am nimerit niște părinți grozavi. Exact. Și mama mea a fost extraordinară și este în continuare ea. Prin grija pe care mi-a purtat-o și prin educația pe care mi-a dăruit-o, pe mama mea o cheamă Liliana Pleșa Iacob, după ce s-a recăsătorit Iacob, este, să știi, o traducătoare de primă mână, chiar premiată de Uniunea Scriitorilor pentru traducerile ei din limba spaniolă. Am un copil extraordinar, Maria Alexandra, și o soție ieșită din comun, Anca Vidaev, care la rândul ei are o fată care se numește Bianca și un nepot avem, Sasha, splendoare de copil. Așadar, am toate motivele să o fac seară de seară. Nu știu, dar nu e momentul acum să citesc o rugăciune. Eu am un volum de rugăciuni. Dintr-o dată am schimbat registrul. Cornelia Maria Savu, Dumnezeu să o ierte, spunea, ce chestie extraordinară ai făcut, m-ai surprins total cu volumul ăsta de poezie, pe care, cum crezi, în discuția cu Mircea Dumitrescu, când nu știam ce titlu să-i pun și tot căutam, pentru că este un volum de rugăciune, o rugăciune laică, dar care folosește totuși un limbaj bisericesc. Ambiția mea era să scriu o rugăciune pe zi. N-am reușit, dar am scris una pe săptămână. Tot ceva. Da. Și Mircea Dumitrescu, care a ilustrat fabulos acest volum, în discuția cu el, dom'le, cum să numesc volumul, cum să numesc, și el zice, cum el, sincer, și nu căuta lucrurile, gândește-te de ce ai scris tu chestia asta. Zic, e o ofrandă adresată lui. Tot timpul, păi zice, gata, lui. Așa trebuie să-i spui, lui. Și zic, mă, știi că ai dreptate? Și am mers mai departe cu gândul și zic, atunci, Mircea, lui, dacă tu pui lui, de sus în jos și de la stânga la dreapta, este o cruce cu un mijloc. Știi? Și exact așa a ajuns acest volum. Ai vorbit despre război, ai pomenit despre război. E o întrebare de care n-aș fi crezut că o să o pun vreodată cuiva. Cum vezi tu nebunia asta, tâmpeala asta, cum zicea prietenul nostru Mircea, și nenorocirea asta, că până la urmă eu cunosc oameni care au făcut o adevărată psihoză, care își cumpără lanterne cu manivele, care își fac subsolurile ca să poată să trăiască în ele și așa mai departe. Scot canistrele de vin scot și canistrele și de benzină. Saltele și apă și conserve. Da. Este înfiorător ce ni se întâmplă. Mai cu seamă că spectrul ăsta al morții, iată, ni se arată acum sub o altă formă, că noi n-am ieșit încă din pandemie. Sincer, da. Am ieșit
prin faptul că astăzi vorbim numai despre război. Dar dacă vă uitați pe burtiera știrilor despre război, o să vedeți că de ieri până astăzi au murit de COVID 146 de oameni. Am văzut eu într-o zi. Dramele se suprapun. Și cu atât mai mult se amplifică insuportabil. Pentru că, și atunci cum să nu facă oamenii psihoze? Cum să nu-și cumpere tot felul de lucruri care aparent ar fi trebuincioase pentru, eu știu, o situație de război, pe care, nu știu, mintea mea încă nu o poate traduce. Eu nu pot, mă uit, mă doare, cum să spun, carnea, când văd cât de cinică a ajuns lumea. Deschizi televizorul și vezi niște fetițe până în 30 de ani care vorbesc cu o dezinvoltură și cu o plăcere, ai senzația, despre acest război care se întâmplă în prispa noastră și te îngrozești. Adică parcă ar comenta un joc. Adică nu mor oameni, domne, mor oameni. Pe de altă parte, mă uit și mă gândesc. Parcă e un joc de computer, totul. Da, știi că am văzut culmea, la un moment dat, decodau niște știri de-astea pe care culmea și CNN-ul le promova și erau, într-adevăr, imagini dintr-un joc desprinse și ăștia puneau niște elicoptere în flăcări, cădeau chipurile că rușii au tras, că ucraineni. Deci s-a ajuns la o minciună de-asta sfruntată numai ca să creezi panică, care oricum există pentru că războiul ăsta s-a pornit din nebunia unora, din ignoranța altora. În anii 60, toate filmele ăla la care ne uitam noi când eram tineri, filmele, chiar filmele astea care n-aveau legătură, filmele lui Bergman, lui Antonioni, da, era această psihoză. Oameni care se sinucideau, da, țin minte într-un film celebru, Winterlight al lui Bergman, un suedez se sinucidea că era frică că o să dea chinezii cu bomba atomică în ei. Dar dincolo de depresia și de asta, mai e un pericol foarte mare. Se banalizează rău, așa cum spuneai. Pe de altă parte, în secolul al XX-lea au fost tot timpul războaie. Eu acum încep să-mi dau seama, ăsta ne afectează pentru că e în buza noastră aici. Dar am fost noi impresionați de războiul din Vietnam. Am luat noi atitudine. Sau din cel din Siria, da, care a fost din, din Siria, care a fost groaznic. Ne uitam cu săraci oameni care se aruncau pe tot felul de bărci de alea pneumatice, numai să scape de acolo. Știau că o să moară în larg. Numai să se ducă să mai trăiască ce? O jumătate de oră în plus. Ori era înspăimântător. Pe mine m-a afectat. Da, nimeni nu s-a uitat. Ba chiar cu, iarăși, cu cinism, că ies de nu știu ce tiruri. Săraci înghesuiți și vai de mama lor. Dar războiul din Yemen, cum l-au făcut praf? Până Africa de Sud, cât a fost acolo și s-a cum să spun, carne sfârtecată vedeai. Tot timpul au fost focuri de-astea înspăimântătoare, cazane ale iadului, care ne-au, cum să spun, împânzit pământul, practic, din nebunia unora. Puțină lume știe că tu ești și poet și încă unul foarte, foarte bun. Ai un număr impresionant de volume scoase, unele cu ilustrația bunului nostru prieten Mircea. Cum ești? Cum e alteritatea asta? Cum funcționează la tine? E un sens în plus? E un sens în minus? E un adagio? Nu, eu simt nevoia să fac lucrul ăsta, adică să scriu și să scriu mai ales poezie. Am scris și am scenarii de film, de televiziune, am și câștigat niște concursuri puse în joc de televiziunea română acum mulți ani cu scenariile mele, dar simt nevoia, nu știu, probabil că din prea plinul ăsta al muzicii. Știi că învăț pe studenții mei cumva nu să traducă partitura. Prin ce? Printr-o poveste. Ei trebuie să trăiască
prin lăuntrul lor o anumită, nu știu, acțiune, o întâmplare, trebuie să-și imagineze, trebuie să-și îmbogățească imaginația prin muzica pe care o citesc pe partitură. E ca un, într-un fel, cred eu, așa gândesc, interpretul de muzică clasică, muzică cultă, muzică contemporană mai ales, trebuie să aibă o viziune regizorală asupra textului. Pentru că noi interpretăm într-o perioadă, nu, de muzică mai multe personaje. Actorul trebuie să se bage pe sub pielea personajului, să-l scormonească, să-l zgândere, să-l întoarcă pe toate părțile ca să ajungă în fața publicului cu experiența acelui personaj, să îl însușească într-atât încât omul să-l creadă. Mi-aduc aminte de filmul cum se chema, Om bogat, om sărac, pe care noi îl tot urmăream, nu? Și era celebrul personaj Falconetti. El era proverbial faptul că săracul de el nu mai putea ieși pe stradă. Lumea arunca cu ouă, cu roșii în el, îl urau oamenii. Există, deci, empatia asta fantastică. În cazul nostru, tu ca interpret, eu știu ce se întâmplă în discursul ăla muzical. Trebuie să fii și bonom și criminal. Altfel, dacă citești în mod steril ce ai învățat tu la școală, notele pe portativ, nu prea spune nimic. Datorită acestui fapt există interpretări memorabile și interpretări care trec pe lângă noi, nu ne spun nimic și le uităm în secunda următoare. Deci, și poezia te ajută la asta? Și poezia, cumva, cred eu că a venit la un moment dat dintr-un... o să vă și citesc un poem, primul meu poem. Chiar e interesant să vi-l citesc. L-am scris în America, eram în America în 95 și din clipa aia m-am declanșat. Sigur că am fost cumva la un moment dat încurajat și de tatăl meu, de Eusebiu Ștefănescu, el recita fantastic și atunci de aceea mi-era și frică să-i spun că eu scriu poezie, pentru că era foarte sever în privința acestui gest. E ceva ce mă, cum să spun, nu că mă liniștește, dar mă introduce într-o dimensiune pe care vreau să o experimentez, să o trăiesc. Îmi place când, nu știu, cuvântul bate aerul, pentru mine e muzică. Muzică, are ritm, are... Deci simt cumva, eu tot ca pe o muzică simt poezia. Deci cumva se îmbină atât de bine lucrurile astea, încât nu mai fac diferența. Cred că vreo 5-6 dintre volumele mele au fost ilustrate de Mircea Dumitrescu, fulminant, și urmează în continuare să mai colaborăm. Eu mai am un volum gata, mai aștept, că nici prea des nu e bine să publici, după părerea mea, să mai dospească un pic. Dar ce m-a provocat pe mine a fost această ultimă expoziție a lui Mircea, Perspective. Pe mine m-a răbășit. Eu am fost la vernisaj. Și noi. La vernisaj. Dar și la, așa cum spuneai, că se numește acum finisaj, adică la final, unde am și cântat cu studenții mei. Dar încă din prima zi, pe mine atât de tare m-a răvășit expoziția. Parcă mergeam pe nori, nu știu, nu mai eram om. Se transfigurase totul, trăiam într-o altă dimensiune. Și am început să scriu despre Mircea. Am deja și se conturează un volum. Mi-a fost teamă că va reacționa invers, știi, să zic că, nu, domne, ce e asta, aduci mie trăirile mele cumva, în loc să le pun în muzică, în loc să compun, le-am făcut prin cuvânt, știi? Și am trimis ce am făcut până acum, încă lucrez, încă rafistolez și sper că va ieși un volum, sigur,
ilustrat de... Se pare că te-am nimerit în plin cu întrebarea asta. Aș vrea să-ți mai adresez una, nu prea știu cum să o formulez, încerc. Tu ești un om cu har. Cumva, harul ăsta, ce s-a întâmplat vreodată în timpul unui concert sau în timpul unui spectacol de poezie la, despre care ne vorbeai, ca în timp ce interpretezi ceva, să te gândești la ceva, la lumina aia mai înaltă decât noi, nu în sensul neapărat biblic, ci în sensul ăsta, al oamenilor cărora le suntem datori, al iubirii care ne-a însoțit în viață. Uite ce intuiție fantastică. Mă fac să mărturisesc asta. Eu n-am spus nimănui, dar au existat momente în care cântam o anumită muzică și îmi venea, nu pot să spun că în minte, în suflet cumva aveam imaginea tatălui meu vitreg, de exemplu. Am fost marcat de el, am murit în brațe. Și cântam din ce în ce mai greu, cum se întâmplă acum cu tatăl meu. Există un anumit tip de muzică care cumva te face să mergi cu sufletul către zona asta. Și foarte greu duc la capăt piesa respectivă. Se poate întâmpla cu Bach, dar se poate întâmpla și cu muzică contemporană. Mă apucă un timp ce cânt, e foarte, de-aia spun că e greu de dus, un fel de plâns pe care n-aș vrea să-l exteriorizez, adică nu vreau să vadă publicul așa ceva. Un prea plin. Da, dar simt că, pur și simplu că explodez și e o tensiune pe care încerc să o ascund, că e o chestie foarte intimă, nu? Deci, cumva, legătura asta cu alte suflete sau cu situații care au pus sufletele împreună pot marca un gest artistic, cred eu. N-a fost o întrebare întâmplătoare. Cumva era expresia unei trăiri pe care am avut-o și aici o să fac racordul cu ultima întrebare pentru tine de astăzi, că noi așa am putea sta zile întregi de vorbă și tot n-am reușit să epuizăm tot. În timpul spectacolului tău, de la finisajul lui Mircea Dumitrescu, am avut la un moment dat o stare, chiar în timpul, am să spun și exact când, în timpul compoziției tale, în a doua parte a ei, am avut o stare de, cum zici tu, de grație, în care m-am gândit pentru o clipă că dacă încă mai există oameni ca tine și ca Mircea, adică în locul acela, cu cântecul acela, cu tine, cu copiii aia minunați care se vedeau că se bucură de moment și că aveau și că există un viitor, am avut sentimentul că ăla Dostoevskian, că frumusețea va salva lumea, dar și că cumva mai avem o șansă, adică nu e totul pierdut. Și întrebarea mea pentru tine este, apropo de chestia asta, cum vezi tu lumea de mâine? Eu o văd cu ochi foarte buni, cu un sentiment liniștitor, așa. Pentru că, așa cum bine spui, până la urmă, frumusețea dăinui. Adică gestul memorabil rămâne. Arta este cea care leagă trecutul de prezent și prezentul de viitor. Nu lucrurile sociale, ele marchează viața noastră și marchează și prezentul și viitorul, iată, prin gesturi deșurcheate totalmente, care parcă ne descărnează așa și ne opresc orice perspectivă, dar salvarea stă tocmai în oameni așa cum
ne consideri tu pe noi, iar eu consider că există și vor exista oameni care vor propovădui întotdeauna gestul bun. Pentru că și preotul contează, și artistul contează, și medicul contează. Eu nu știu cum te gândești tu la medici, dar pentru mine și cred că pentru multă lume, medicii nu prea au voie să îmbolnăvească. Îi consideră așa, te duci la ei, că dacă tu ți încredințezi viața în mâinile lor, nu? Deci oamenii ăștia au un har extraordinar să țină viața în balans, să-ți o dăruiască tot timpul, când ți-e mai greu. Deci ai o încredere totală, nu? Pentru că altfel, de ce am mai face copii? De ce am aduce pe lume, nu, copii care să trăiască în ce? Deci, prin copiii noștri, nu putem decât să gândim că lucrurile vor fi în continuare bune, frumoase, liniștite, ca și ei, la rândul lor, să trăiască o viață împlinită. Nu? Avem acest har, îl avem cu toții, dat de Dumnezeu, de a ne bucura de frumos. Da? Ține de noi să ne educăm cât mai bine pentru asta. Că se întâmplă lucruri rele, se întâmplă tocmai ca să te bucuri de bine și să îți iasă în evidență frumosul din viața asta. Și sunt convins că întotdeauna vor exista tineri care să ducă mai departe, generații care vor primeni toată această zbaterea noastră pentru frumos.